Bună seara! Pentru că viața noastră neurofizică este cea care ni se întâmplă în timp ce noi ne facem alte planuri, vă prezint singura emisiune superficială care spune totul la ora potrivită. Așadar, a fi sau a nu fi sănătos? Aceasta e întrebarea. Bună seara, doamnelor și domnilor! Ne reauzim după o pauză de cât? O săptămână, nu? O săptămână cu Ciobi Baci, aici vis-a-vis de mine, în care am spus că vă prezint o emisiune care spune totul la ora potrivită, o emisiune superficială pe care, dacă nu aveți ceva mai bun de făcut, dacă nu faceți sarmale sau salată de băf, salată de băf, atenție, se face din carne de vită, nu de pui. De-aia se numește băf. După cum a spus și Ciobi Baci. Noi suntem prezenți toți aici în organizația de bază, adică eu și colegele mele, pe care le arată Ciobi. Ciobi, le arăți acum? Deci am văzut toată lumea e prezentă în organizația de bază, suntem prezenți la datorie, vă spunem bună seara, bună ziua, depinde când vă uitați la emisiune și așteptăm să vă spunem la revedere în curând pe micile ecrane. Emisiunea poate fi urmărită pe aparatul de prăjit pâine, pe toner, pe aparatul de mixaj, așa mai departe, oriunde doriți, în mașină, pe chiar și pe telefonul mobil sau pe telefonul mobil sau pe telefonul imobil, pentru că această emisiune vă spune chiar totul la ora potrivită. Noi am vorbit în multe emisiuni de multe, multe afecțiuni și am să vă spun de vitamina C. Deci începem cu vitamina C, pe care toată lumea o cunoaște, s-a auzit de la profesorii noștri la grădiniță, ce este vitamina C. Vitamina C este o vitamină care ne ajută foarte mult să ne creștem imunitatea, adică să fim mai sănătoși. Și întrebarea este, este vitamina C în farmacii, așa mai departe, dar este foarte ok, dar cel mai bine este dacă consumăm, și asta dacă se poate, depinde dacă nu avem aciditate prea mare sau așa mai departe, anumite afecțiuni ale stomacului, să stoarcem o lămâie dimineața, da? O stoarcem unde se poate, da? Și după ce ne spălăm, bineînțeles, pe dinți, cu o pastă bună, cu o periuță bună, care se aruncă la 3 luni de zile, se schimbă periuța, după aceea, pe stomacul gol, avem un shot, nu de altceva, de vitamina C, adică de lămâie, care e cam așa. Deci dacă totul este în ordine cu stomacul și cu alte probleme digestive, atunci se poate bea și este un aport foarte mare de vitamina C care duce, după cum știm și eu și Ciobi, cu care am fost prezent la premiile Oscar de anul trecut, vom fi prezent și anul viitor în februarie, Ciobi, când mergem la Hollywood. Așa voi pleca eu și cu Ciobi să luăm interviuri la vedetele de la
din Statele Unite ca să vedem care e mai bun, care consumă vitamina C, care nu consumă, că totul depinde de vitamina C. Vitamina C, în general, se recomandă și în afecțiuni foarte grave, în oncologie. Se recomandă foarte multe injecții intravenoase. De exemplu, am văzut, deci asta e un exemplu, că vitamina C ajută și în stările gripale sau stările de, în care te simți obosit, nu ai putere. Intravenos, depinde, depinde cine îți face intravenos, da? Câteva fiole pe zi, 4, 5, 6, 7 zile, să faceți o cură de vitamina C, nu lunar, periodic, pentru că ajută la creșterea imunității. Chiar în oncologie se recomandă, acolo se recomandă foarte multă, foarte multă vitamina C. Deci am vorbit de vitamina C, acum o săptămână cred că am spus de somn, cum e bine să dormim, să nu dormim pe burtă, da? Deci nu dormim pe burtă, în momentul când noi stăm pe burtă, stăm așa, da? Capul nu stă așa în pernă, stă așa sau așa. În momentul acela, coloana nu mai stă cum ar trebui de când ne-am născut și apar modificări. Plus că dormim pe burtă, apasă pe aparatul cardiovascular, care e aici. Se vede bine ce oameni? Bun. Asta a fost o paranteză. Hai să vorbim câteva cuvinte despre boala Parkinson, pe care o cunoaștem de la grădiniță, nu? Mai spus că în grupa mare ți-a fost prezentată de profesor de la grădiniță despre boala Parkinson și ce trebuie să faci și ce înseamnă, practic, boala Parkinson. Pe scurt, deci nu vorbim foarte mult, vorbim exact ceea ce trebuie să înțelegem toți și dumneavoastră. Boala Parkinson înseamnă tremurul mâinii în repaus. Adică, de exemplu, dacă luăm această mască de la Veneția, nu putem spune de la Veneția, ea, în momentul când o luăm, tremură mâna. Da? Asta este boala Parkinson. Dar, înainte de a apărea tremurul, după multe studii efectuate în străinătate, s-a arătat că boala Parkinson se poate detecta cu mult timp înainte, adică în momentul când apare achinezia. Ce înseamnă achinezia? Toată lumea se întreabă, primim telefoane acum în direct, vedem pe Facebook, vedem pe mail, vedem dacă stăm pe malul Someșului, toată lumea întreabă pescarii care pescuiesc somonul și macroul din Someș întreabă ce este boala Parkinson și ce este achinezia. Adică apar înainte, deci înainte, atenție mare, de a apărea tremurul. Deci fiți atenți, că sunt două tipuri de tremur. Nu tremurul așa dacă tremur, nu. Tremurul în repaus. Adică tremurul în momentul când iau acest lucru. Și dacă atunci tremură un deget, tremură mâna, atunci este Parkinson. Bun. Dar, cum am spus înainte, asta poate să apară un pic mai târziu. Ce apare mai devreme? Mai devreme, dar acest lucru trebuie observat, nu neapărat de pacient. Pacientul cum își dă seama, dar cei din împrejurim, vecinii, străbunicii, cei de pe Marte, așa mai departe, își dau seama că omul, în momentul acela, nu mai merge bine. Merge mai greu. Merge un pic mai greu. Se mișcă mai greu, da? apar insomnie, apar tulburări care în vorbire foarte ușoare. Dar ce este cel mai important? Că nu se mai mișcă bine, adică se mișcă omul mai încet, mai greu. Apar dureri musculare, așa mai departe. Deci aceste lucruri trebuie văzute. Deci asta totul depinde de 99% de cei din mediul înconjurător, adică din rude, din familie, așa mai departe. Este ca și la școală. Degeaba noi suntem și ideea asta că nu face bine vaccinul, de exemplu, pentru rujeolă. Asta e o prostie mare, cât pământul ăsta. Că pământul este rotund și se învârte. Și dacă la un moment dat nu se mai învârte, toți am plecat în spațiu. Deci, pentru rujeolă este un vaccin care trebuie făcut și părinții trebuie să știe că trebuie să-l facă copiii. Pentru că dacă îl faci la o vârstă mai înaintată, este foarte toxic, foarte letal, chiar poate duce la
deces. Dar vaccinul este foarte simplu de făcut la timpul școlii, se făcea înainte fără nicio problemă, acum cu toată lumea care se uită pe internet și vede toate prostiile și toți știu, toți sunt medici, toți sunt asistenți, așa mai departe, toți știu mai bine ca și doctorii și ca și asistentele sau infirmiere. Deci ascultați de medicii voștri, pentru că de aceea ai făcut 6 ani în facultate, deci 6 ani după liceu, după aceea specializare, 4, 5, 6 ani, da? Ca să poți să ajuți oamenii. Deci, practic, medicina nu este o chestie foarte simplă, este o chestie grea. Și medicii, asistenții, infirmieri sunt și ei oameni, și ei pot să greșească sau să aibă probleme. De aceea trebuie să fim într-o concordanță, într-o asimilare, așa, într-o înțelegere cu toată lumea. Dar important este să ascultăm de medici. Pentru că medicii nu vă spun să fac lucrurile. Nu cred că am auzit vreun medic să spună ceva rău. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți că ceea ce scrie pe internet sau citiți sunt lucruri care nu sunt 100%. 100% este ceea ce vă spune medicul dumneavoastră sau neurologul, așa mai departe, sau alt medic, depinde. Atunci este sigur. Și dacă nu sunteți convinși, puteți cere opinia și altui medic. Da? Nu trebuie să fiți neapărat focusat pe un medic. Mergeți și la alt medic și vedeți, se spun 2 sau 3. Am vorbit despre Parkinson. Am ajuns la Parkinson. M-am spus că înainte de a apărea tremurul, da, de repaus, apare această mișcare. Omul se mișcă mai greu. Vorbește un pic mai greu. Apar insomnie, apar stări chiar de depresie. Și de aceea este bine un examen neurologic la medicul neurolog și, bineînțeles că esențial și foarte important, este un examen RMN la cap. Acolo el spune totul. Pentru că Parkinsonul, ca și Alzheimerul și alte boli care țin de neurologie, sunt boli neurologice. Adică este o distrugere a neuronilor. Este o distrugere a neuronilor și atunci, bineînțeles că în momentul când mor neuronii, creierul, care comandă absolut totul, nu mai lucrează bine. Da? Adică este o boală neurodegenerativă. Adică ea înseamnă că oamenii nu mai lucrează cu creierul, cu computerul central, cum ar trebui. Și acest lucru, pentru a Nu se poate vindeca. Deci, atenție, nu se poate vindeca. Dar se poate, dacă luăm din timp, ca și orice boală, o putem pune într-o anumită linie, adică să meargă spre final, încet. Și omul, cât trăiește, să trăiască bine. Că asta e important. Mai important ca orice cont în bancă, este importantă sănătatea. Adică, cât trăim, să trăim bine. Adică să fim sănătoși, cât se poate de sănătoși. Viața e scurtă, știm cu toată, știe de toată lumea, da? Și aici nu depinde de cât ce facem, cum ne, așa mai departe, câți bani avem în bancă, câte rugăciuni facem, rugăciunile sunt bune, dar totul ține de noi și de medici. Trebuie să fie o colaborare între noi, pentru că dacă nu colaborăm și dumneavoastră nu știți ce trebuie făcut, atunci e rău, chiar e rău. Și de aceea sunt spitalele pline, pentru că vorbeam de spitale, cum ar fi bine să fie un spital, da? Pentru că în momentul când ești bolnav și ajungi în spital, deja ai un stres. De aceea este bine ca condițiile, și este foarte esențial, din spital să fie măcar, dacă nu mai bune, ca și acasă. Adică să nu simțiți sau să simți tu, cel care ne privește, diferența. Te simți eventual chiar mai bine. Că în momentul când tu ajungi în spital, deja e o traumă. Dar dacă tu în spital ajungi într-o secție, într-o clinică bună, cu tot ce trebuie, te simți să te simți mai bine. Atunci și boala, pentru că boala este și aici și și în organism. Dacă aici este în regulă, orice boală se vindecă mai repede. Asta trebuie să nu uitați. Asta trebuie să nu uite nici cei care sunt la
butoane acum, pentru că noi îi plătim pe toți, nu uitați că noi îi plătim pe toți și noi alegem la 4 ani de zile, dar noi îi plătim. Practic, ei trăiesc din munca noastră. Asta să nu uitați, niciodată. Am ajuns cu nenea Ciobi la Omega-3. Omega-3 nu e o mașină, nu, Ciobi? Omega-3 este Omega-3 care se găsește în multe farmacii, în multe suplimente, în multe așa magazine, dar cel mai bun Omega-3 îl luăm din pește. Da? Și Omega-3 ajută foarte mult la cei care au afecțiuni cardiovasculare, adică inima. Previn. Deci Omega-3 este bine de luat. Și cum putem lua cel mai bine Omega-3? Cum am spus înainte, din peștele gras, care este macrou, herring, somon, da? Care este bine de consumat cel puțin de 2 ori pe săptămână. Este mai bună ca și carnea de porc sau carnea de vacă, pentru că chiar ajută. Omega-3. Nu uitați. Deci Omega-3 chiar ajută. Cel mai bine este să o luăm natural, din pește. Cum am spus, macrou, herring, somon, ce-am mai spus, Ciobi. Așa, cam asta, da? Toate sunt importante. Sardine. De sardine. Ciobi nu mi-a făcut semn cu mâna. Din sardine. Sardinele ar sunt bune, pe care cel puțin de 2 ori pe săptămână ar trebui să mâncăm. Și, bineînțeles, că gimnastica, sportul, nu neapărat în sală, afară, pentru că afară este oxigenul natural. Să vă mișcați, să vă plimbați. Mișcarea afară, dacă nu aveți un pisică, un cățel, luați-l. Ajutați, pentru că ajutați un suflet. Că toți suntem niște suflete, da? În momentul când ajuți pe cineva, tu vei fi mai bine. Asta este 100%. Dacă faci un bine, tu vei fi mai bine. Și niciodată nu facem un rău. Pentru că dacă faci un rău sau te gândești rău la cineva, chiar dacă ți-a făcut, nu rezolvi nimic. Nu rezolvi. Absolut nimic. Asta știm de, nu? De pe vremea lui Iisus, că să facem bine și să ne înțelegem unii cu alții este cel mai bun lucru pentru a trăi și a trăi bine și mai mult și sănătos. Că important este să trăim sănătos. Ce mai important? Dar spuneți-mi, să-mi spună cineva ce este mai important decât sănătatea. Vreau să știu. Ciobi, să-mi spună cineva, să ne sună la telefon, să-mi spună ce este mai important decât sănătatea. Ca să știu și eu, că eu n-am auzit, dar poate știe cineva, nu? Care a fost pe altă planetă, în constelația, în Calea Lactee. Noi am fost în Calea Lactee cu Ciobi, cu naveta spațială de TB1, am filmat acolo, am avut și niște intervenții cu niște extraterestri care ne-au spus, domnule, aveți grijă de voi, pentru că doar voi puteți avea grijă de voi, nu altcineva. Bun, deci Omega-3 am vorbit de lămâie, am vorbit de Parkinson și ce să mai vorbim? Să vorbim despre stările, pentru că momentan și emisiunea va merge și de altă dată, sunt sărbători, de fapt, sărbătoare, să înțelegem, sărbătoare practic este în fiecare zi o sărbătoare. Faptul că noi trăim, faptul că noi putem să mergem, să vorbim, să ne mișcăm mâinile, să mergem la toaletă, să facem pipi, să facem caca, așa mai departe. Este o sărbătoare, adică este un lucru pe care îl putem face. În momentul când nu mai putem face acest lucru, este rău. Deci pentru, atenție, sărbătoarea este în fiecare zi. Și pentru asta trebuie noi să facem ceva. Fiecare om de pe această planetă trebuie să facă ceva. Și să-i ajute, nu uitați pe celălalt. Bun. Ciobi, putem pune final, nu? Emisiunea va fi mai scurtă, dar nu contează. Vă spunem să nu uitați că această emisiune superficială este cea mai bună, adică prima pe județ, a doua pe țară, nu? Ați văzut și că suntem toți prezenți în organizația de bază și nu uitați, emisiunea se poate vedea pe prăjitorul de pâine, pe laptop, așa mai departe, pe telefonul mobil, pe casca de la telefon, pe casca de not subacvatic, la rechin, la delfin, depinde unde suntem. Și, ca de obicei, vă spunem sărbători, nu? Sărbători fericite în fiecare zi, este o sărbătoare pentru noi. Și nu uitați, dacă nu reușiți să faceți bine, nu faceți niciun rău. La revedere, pa! La revedere!